Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea exact ce se întâmplă cu zodiile de foc pentru luna lui august. Vom începe cu berbecul. Să vedem o idee generală despre ce se va întâmpla cu voi. Bun. Pentru unii dintre voi este clar că veți primi un cadou. Sau acest cadou poate să fie faptul că o persoană dragă vă contactează, că a luat bilete de tren, de avion sau a rezervat un loc ce vă place vouă foarte mult și puteți pleca în vacanță. Pentru alții, aceste lucruri sunt total separate. Și anume, puteți primi un cadou de la o persoană foarte dragă sau, mai exact, puteți primi un cadou de la o persoană foarte dragă, puteți de asemenea să călătoriți destul de mult, să aveți niște drumuri de făcut și să fiți foarte mult atente la mesaje scrise, să aveți în permanență mesaje scrise cu o persoană. De asemenea, pentru persoanele care știu că se află într-o relație la distanță, să știe că vor primi un cadou de la persoana iubită, și acest cadou va veni odată cu trimiterea mesajului de la acea persoană ca voi să mergeți către aceasta. Deci, practic, voi mergeți către această persoană atunci când veți primi cadoul. Bun. Deci, aparent, în prima fază, este o situație destul de benefică. Să vedem în dragoste. Bun. În dragoste, cel puțin până acum, pare că voi sunteți într-o situație în care doriți neapărat ca o persoană să fie alături de voi, deși nu este. Dar totodată, nici nu vreți să recunoașteți acest lucru. Sunteți destul de încăpățânați în general sau persoana asta pur și simplu v-a rănit foarte mult și vreți să stați complet închiși față de această persoană, dar totuși aveți sentimente puternice. Cu acel as de bâte și cu justiția chiar sub acel as de bâte, aș zice că această persoană e posibil să vă contacteze, voi să fi manifestat deja acel mesaj. Însă, în prima fază, persoana să vă contacteze pentru o situație de o noapte, să zic așa, dar de fapt ar vrea să clarifice cu voi niște lucruri, dar nu știe altfel cum să vină către voi, iar acest lucru vă face pe voi să fiți destul de reticenți și să vă gândiți foarte bine și iar în cele din urmă, sincer, să îi refuzați oferta, deși aveți foarte multe amintiri plăcute cu acea persoană și ați vrea ca lucrurile să decurgă un pic cam altfel. Bun. Pentru carieră. Pentru carieră, aici este nevoie de foarte mult de setarea priorităților și să fiți foarte clari, să aveți niște limite sănătoase de muncă, pentru că aici văd o tendință de a exagera. La carieră, per general, ca și situație, din punct de vedere al carierei, stați chiar foarte bine. Probabil, vouă vi se pare în acest moment că ați putea face mai mulți bani, dar ca și carieră, ca și poziție stabilă, sunteți ok. Atâta doar că trebuie să învățați să vă impuneți propriile limite și să nu lăsați atât de mult de la voi, în sensul să faceți voi și partea altor oameni sau să vă epuizați, pentru că nu ajungeți niciunde. Dar în cele din urmă și aici sunteți ok. Dar mare grijă cu extenuarea, mare grijă cu faptul că este posibil
ca o parte din voi să stați destul de mult închiși în casă, per general. Mai faceți și pauze. Bun. Deci, la bani am spus că este o situație un pic cam stagnantă, sau cel puțin așa vi se pare, dar situația se va îmbunătăți odată ce voi veți ști să vă impuneți limitele. Bun. Pentru familie. Pentru familie aici pot să văd anumite neînțelegeri cu o figură maternă. Bine, poate să fie o soră mai mare, pentru alții poate să fie mama. Ideea este că aici această persoană poate tinde să se laude și uneori cu munca voastră. Ceea ce nu vă este deloc pe plac și lucru pe care o să-l spuneți și o să vă cam supărați voi, dar în cele din urmă vă să redresați situația. Din nou ne apare acea situație cu munca și cu epuizarea. Practic, vă epuizează și vă enervează situația asta, să ne înțelegem. Bun. Mai departe, cu prietenii. Vreți să manifestați un nou cerc de prieteni? Un cerc de prieteni care poate să fie mai evoluat spiritual, sau să găsiți un posibil partener evoluat spiritual în cercul de prieteni. De asemenea, mare grijă pentru că există posibilitatea unui trio, însă care nu va fi de lungă durată. Alte aspecte în legătură cu prietenii este, avem simplu fapt că voi tot încercați să vă curățați cercurile de persoane pe care le aveți în jur. Și această separare de aceste persoane este un pic cam grea, nici vouă nu vă place, dar știți că așa e cel mai bine pentru voi. Aspect general. Bun. Dacă aveți o situație în care ați avut o problemă în legătură cu o fecioară sau, nu știu, sau aveți un prieten cu care vreți să comunicați din această zodie, veți reuși să o faceți. Ceea ce v-ați propus, ideea este că vor fi anumite conflicte ce vor izbucni din această comunicare. Dacă așteptați mesaj, veți primi acest mesaj în luna august de la această persoană. Și tinde să zic că până în mijlocul lunii ar trebui să primiți mesaj, dar totuși aș zice că până în data de 8 august. Dar acum voi știți și voi veți vedea. Însă, ideea este că veți primi acest mesaj, dar veți începe o ceartă, dar după care vă veți înțelege bine, veți avea o colaborare fructuoasă dacă doriți să colaborați pe aspecte de muncă. Dacă, indiferent dacă această situație este de muncă sau este pentru muncă sau nu, veți avea o colaborare relativ bună. Uneori vă pune pe gânduri, dar per general este ok pentru voi. Bun, Leu. Leu, 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 Leu. Să vedem ce ne așteaptă. Bun, aici aveți grijă pentru că unii dintre voi este posibil să aveți o speranță în legătură cu un proces sau o situație de moștenire, ceva de acest gen. Sau pur și simplu există o persoană care este văduvită și care vă judecă foarte, foarte mult. Ne-a apărut și justiția, deci din nou această etalare va fi destul de importantă pentru persoanele care au situații în justiție de rezolvat. Bun. În primul rând, pentru voi, este foarte important să nu vă lăsați duși de val când începeți să relatați anumite lucruri în această situație. Lucrurile vor fi de partea voastră, deci procesul chiar va fi de partea voastră, numai voi trebuie să vă țineți sus și tare. Probabil acum sunteți un pic cam
supărați pentru că vin niște acuzații la adresa voastră, însă eu văd că reușiți să aveți succes și în anumite întrevederi în legătură cu acest proces, dar și ca rezultat final. Deci, pe acest aspect veți sta foarte, foarte bine. Bun. Pentru iubire. Pentru iubire voi reuși să manifestați o persoană în viața voastră. Nu pot să fie o situație foarte asumată, nu pot să fie o situație foarte clară. Persoana este destul de rece, imatură, probleme din copilărie și uneori nu-și dă seama ce vorbește. Dar deși această persoană pare un pic mai rece și mai închisă, să știți că deținut ține la dumneavoastră, există, nu există sentimente foarte, foarte profunde, însă este foarte atrasă de voi în general. Există spațiu de dezvoltare în această situație cu această persoană, numai că aveți ceva muncă și niște bătăi de cap. Dar, per general, este ok. Pentru carieră și bani. Aici nu văd să stați tocmai bine. De ce? Pentru că aici, cel puțin pentru cei ce au o afacere de familie, o afacere de o afacere cu soțul, o afacere cu cineva foarte, foarte apropiat, aveți grijă pentru că urmează niște certuri destul de importante și chiar o rupere de contract și o separare ca și prietenie, ca și căsnicie, ca și ce aveți, iar acest lucru automat vă va afecta și pe domeniul banilor și vă face și să suferiți foarte mult. Fiți precauți, aveți grijă. Încercați să stați cu ochii în patru pentru că acest lucru nu va fi dintr-o dată, ci pur și simplu veți vedea că se apropie acest punct. Numai cumva aveți senzația că totuși nu vă va face acest lucru cealaltă persoană pentru că aveți o relație foarte apropiată. Ei bine, va face. Deci, mare grijă. Bun. Familie. În general, cu familia spuneți că sunteți relativ ok, dar ceva se ascunde. Este posibil ca dumneavoastră să nu știți despre ceva și să se informeze cam pe la sfârșitul, să fiți informați la sfârșitul lunii august și să nu vă placă ce auziți și vreți să luați o decizie capitală. Dacă mai ține sau nu legătura cu familia voastră, să vedem exact dacă pasă sau nu. Nu, vă simțiți trădați de persoanele în care aveți încredere și față de persoanele pe care le considerați o autoritate față de voi. Este o dezamăgire destul de mare. Deci nu vă văd să mai stați prea mult în preajma acestor persoane. Și să vedem prietenii. Voi văd că reușiți să vă împrieteniți cu o anumită persoană mai tânără decât voi de la locul de muncă. Ideea este că această persoană, ori voi, este pe cale să se mute. Deci, deși cred că mai mult dumneavoastră, pentru că am văzut și acea separare de familie. Dar oricum această conexiune și această prietenie pe care o închegați acum va rămâne pe tot parcursul vieții. Bun. Cam atât am avut și pentru leu. Și acum, săgetătorul.
Veți primi un mesaj cu un fel de compromis. Acest lucru ce vi se propune. Deci, voi cumva vă doriți foarte mult un anumit lucru. Veți primi un mesaj, poate să fie scris prin mail sau scrisoare sau SMS. Ideea este că vi se propune un anumit lucru ce nu vă este pe plac și sau s-ar putea să fie efectiv mai mult în defavoarea voastră. Căutați detalii sau fiți foarte atenți pentru că lucrurile nu stau foarte bine. E vorba de o ofertă care vouă vi se pare pe termen lung, dar nu este. Veți fi dezamăgiți și veți ajunge de unde ați plecat în suferință și supărare. Deci nu, stați primiți. Nu e momentul. Bun. Pentru iubire. Vă simțiți blocați în ceea ce înseamnă iubirea și vreți să aveți oportunități noi. Reușiți să vă deblocați, am zis. Nu știu dacă v-ați considerat sau dacă chiar aveți anumite, să zicem așa, ritualuri sau blocaje în dragoste. Deci chiar văd că vă eliberați în luna lui august și că aveți posibilitatea să întâlniți pe cineva nou. Un pic mai tânără decât voi este persoana, destul de echilibrată, poate să fie scorpion. Și destul de muncitoare. Bun. Pentru carieră și bani. Bun, și dacă veți fi foarte atenți, vă dați seama că exact despre asta am vorbit chiar la începutul etalării cu oracolul rusesc, și anume despre o ofertă care vă vine, e oferta la care aveți mult de muncit, pe care pe voi în primă fază vă face foarte bucuroși, dar realizați că nu este ceea ce trebuie, cumva vă ține, cumva mai mult vă blochează decât vă ajută. Va trebui să luați o decizie în funcție de raționament, nu în funcție de ce simțiți. Deci fiți foarte atenți la acest capitol cu banii. Aveți grijă la anumite sume pentru că s-ar putea să existe tentative ale mai multor persoane să încerce să fure de la voi efectiv sau să vă mintă în legătură cu scopul pentru care folosesc anumiți bani sau să dați bani împrumut și să nu-i mai vedeți înapoi. Bun. Pentru familie. La familie vă simțiți legați de o anumită persoană, însă nu știți dacă să mai păstrați această legătură de această situație legată sau nu, să vă îndepărtați de ea. Nu văd să vă îndepărtați de ea efectiv, văd doar că reușiți cumva să eliminați un ciclu karmic și să treceți la unul nou cu această persoană. Deci nu văd să vă îndepărtați. Pentru prieteni, vă îndepărtați de prieteni, rămâneți destul de ascunși în întuneric, vă sortați gândurile și încercați să puneți cât de cât ordine în ele. Totodată, vă gândiți la ce este posibil să vă fie ascuns anumite persoane și în special o persoană pe care voi o considerați un egal sau un partener ideal pentru voi. Vă dați seama de anumite secrete pe care vi le-a spus și de ce vi-a spus anumite lucruri. Și reușiți să vă dați seama de toată situația și de ce se întâmplă. Asta poate fi din nou în legătură cu munca. Bun, altceva? Nu cred că mai am altceva și pentru săgetător. Deci, aceasta a fost etalarea pentru zodiile de foc. Sper că vă este utilă și să ne revedem cât mai curând. La revedere!